Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi simulăm Euro până câștigă Portugalia. De ce Portugalia? Pentru că Ronaldo trebuie să câștige și el înainte să se lase de fotbal un trofeu extrem de major, cum ar fi Euro. Și pentru că oricum și-l dorește enorm de mult și arată fanii. Așa că noi în videoclipul de azi o să simulăm până efectiv câștigă Portugalia, iar finala desigur o să o vedem. Vom trece desigur prin grupe, prin round of 16, prin quarterfinals, prin semifinale și ulterior finala. Echipa Portugaliei arată chiar foarte, foarte bine pe banca de rezervă și în primul 11. Însă hai să vedem dacă pot să schimb puțin primul 11. E bine, și cred că cam așa o să jucăm. Cu Leão în stânga, Cristiano Ronaldo, capitanul echipei desigur, în atac, Bernardo Silva pe dreapta, Jota Cam, pentru că el joacă un fel de center forward, și Cam, Bruno Fernandes, Palinha, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes și în poartă Diego Costa. Pe banca de rezervă avem niște jucători chiar foarte buni, însă nu pot să vă pe toți, dar tot rămâne cu o echipă foarte bună, Portugalia. Așa că nu mai lungim foarte mult și începem cu simularea. Primul meci este contra cei la Cehia. Astfel, îi dăm un quick sim și hai să reușim, și se pare că reușim să câștigăm. Ronaldo marchează, Rafael Leao și câștigăm cu 2-1. Următorul meci este contra cei la Turcia, un meci destul de greu, însă hai să vedem ce va reuși să facă Portugalia. Dăm un quick sim și se pare că 4-0. Bine, mă, bine, mă, 4-0. Scrie Diogo Jota, Rafael Leao și Ronaldo scrie dubla. Iar ultimul meci din grupă este contra cei de la Georgia. O echipă mai slăbuță. Cred că meciul ăsta să avem mai multe goluri, însă hai să vedem, și se pare că se termină 2-0. Nu se termină chiar așa de mult cum așteptam eu. Înscrie Cristiano Ronaldo. Din păcate, ia Nuno Mendes roșu. Asta înseamnă că o să rateze round of 16 și scrie și Bruno Fernandes. Și asta înseamnă că reușim să câștigăm grupa cu 3 win-uri din 3 meciuri. 9 puncte avem. Iar momentan Ronaldo este lider cu 4 goluri. Nuno Mendes știm că nu va intra, probabil o să intre Dalot, însă vom vedea asta în următorul meci, care este contra la cei de la Croația. Un meci extrem de greu, chiar foarte greu, și un meci frumos de vizionat în viața reală, pe bune vă zic. O să punem pe Dalot desigur pe stânga, îi dăm un quick sim și hai să vedem că reușim, și se pare că ok, reușim, da, reușim la penaltiuri. Se pare că se termină 3-3 meciul și Portugalia reușește să bată la penalti cu 4-2. Înscrie, hai să încerc, înscrie, în meci înscrie Ronaldo dubla, bine mă Ronaldo, Bernardo Silva se pare că înscrie, iar la penalti înscrie Ronaldo, Bruno, Neves și Vitinha. Mai departe, în quarterfinals se pare că Portugalia dă de Belgia. Hai să vedem, îi dăm un quick sim, meci cu Belgia, meci foarte greu, însă haideți să vedem dacă reușim, și se pare că reușim să batem, bine. Bine, mă, reușim să o bate pe Belgia. Înscrie Ronaldo minutul 52, Rafael Leao din nou, și Ronaldo înscrie ultimul gol, golul care îi bagă în semifinale minutul 93. E bine, și suntem în semifinale. În semifinale dăm Spania, o echipă, da, foarte, foarte bună, și se pare că Dias are roșu. Wow, Ruben Dias nu va fi în acest meci extrem de important. Va intra în Nacho, pe banca de rezervă probabil să intre Pereira, dar asta este, din păcate nu va fi Ruben Dias, și o să-i dăm totuși un quick sim să sperăm că nu este foarte mare pierdere, și se pare că na, ne bate Spania cu 2-1. E Nacea roșu, am pe bune. Am pierdut toți fundași efectiv. Ne bate Spania cu 2-1, marchează doar Rafael Leao. Am ajuns destul de departe, am ajuns până în semifinale cu Portugalia, însă din păcate în prima încercare Portugalia nu câștigă. Hai să vedem, a doua încercare am făcut înapoi echipa, iar primul meci versus Cehia. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm, îi dăm un quick sim și se pare că câștigăm cu 1-0. Ronaldo marchează minutul 44. Al doilea meci versus Turcia, hai să vedem dacă reușim, și se pare că reușim cu 3-1. Ronaldo marchează hat-trick-ul, se pare. 3 goluri într-un singur meci. Bine, mă, Ronaldo. Iar meciul versus Georgia, hai să ne reușim, și se pare că 3-1 îi batem. Se pare că scrie Ronaldo și dubla Rafael Leao, dacă am dat repede skip. O grupă destul de bună, din nou reușim să câștigăm 3 din 3 meciuri, iar mai departe o să dăm de Italia, o echipă care sincer nu mă așteptam să iasă din grupe. O să-i dăm totuși un quick sim și hai să ne reușim să o batem pe Italia, și se pare că nu, ne bate Italia.
Wow! Ok, ok, ne bate Italia și ce scrie pentru noi? Scrie Rafael Leão. Din păcate am trecut de grupe, însă pierdem foarte rapid din roundul 16 de scoate Italia. Trecem în următoarea simulare. Hai să vedem în următoarea simulare dacă reușim. Echipa am făcut-o este pregătită, iar primul meci de seară este versus Cehia. Hai să vedem ce se întâmplă și se pare că... egal, ok, ok. Pare că înscrie doar Bernardo Silva. Al doilea meci versus Turcia, să vedem dacă reușim, reușim cu 1-0. Rafael Leão înscrie. Iar al treilea meci versus Georgia, hai să ne reușim și se pare că 3-2 versus Georgia, un meci destul de greu. Marchează Nuno Mendes, Thiago Jota și Cristiano Ronaldo. De data asta, grupa o terminăm pe locul 2 cu 7 puncte, nu mai reușim 9 puncte, însă vedem că în round of 6 intăm de Franța, wow! Franța care este probabil să câștige Euro în viața reală, hai să ne reușim să o batem în EFC și se pare că... nu, nu, clar nu, ne scoate Franța cu 2-1, Ronaldo însă marchează. Și se pare că din nou pierdem în round of 6, am picat și prost, am picat cu Franța, pe bune. Trecem la următoarea simulare. Întrerup acest videoclip și chiar ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Suntem în următoarea simulare, hai să ne dacă reușim data asta să câștigăm Euro. Meciul contra Cehia, hai să ne dacă reușim, mi se pare că reușim cu 2-1. Marchează Ronaldo, dublă marchează Ronaldo. Meciul contra Turcia, un meci important, hai să ne dacă reușim și se pare că reușim cu 3-1, însă Bruno Fernandes a luat roșu. Marchează însă dubla Ronaldo și Rafael Leão. Iar meciul contra Georgia, hai să vedem ce se întâmplă, îi dăm auto-replays și se pare că o batem cu 2-0. Însă se pare că portarul nostru se accentează Diogo Costa, să sperăm că nu e cea grav. Însă marchează Diogo Jota și Diogo Jota din nou. Oh nu, și se pare că meciul versus Serbia, Diogo Costa este accentat. Se pare că va trebui să intre în banca de rezerve și va intra Rui Patricio în locul lui. Hai să vedem cu Rui Patricio dacă reușim și se pare că... da, ne bate Serbia cu 2-1, se pare că Ronaldo ratează penalti, wow. Da, și se pare că efectiv pierdem în continui din round-ul 16. Nu reușim nici data asta, ne bate Serbia, trece la următoarea simulare. Am intrat în următoarea simulare, hai să vedem că de data asta reușim să câștigăm. Primul meci contra Cehia, hai să vedem că reușim și se pare că reușim cu 2-1. Marchează Diogo Jota, după aia e roșu din păcate și după aia marchează João Cancelo. Meciul versus Turcia, hai să vedem că reușim și se pare că 1-0 reușim să o batem pe Turcia. Marchează Bruno Fernandes. Meciul contra Georgia se pare că se termină cu 3-2, o batem pe Georgia. Marchează Ronaldo, Pepe, din păcate ratează Ronaldo penalti și Diogo Jota e roșu și se pare că mai marchează încă o dată Ronaldo. Data să reușim să terminăm grupa pe locul 1 cu 9 puncte, 3 din 3 meciuri, însă mai departe round of 6 de Germania și noi știm că mereu pierdem round of 6 și avem două roșii, wow, efectiv wow. Nici Ronaldo, nici Jota nu se joace, incredibil. N-am ce să fac decât să fac această schimbare, dăm quick sim și hai să că reușim, dar nu cred, da, nu cred. Ne bate Germania cu 3-2, marchează un dav în minutul 116, însă meciul acesta marchează Bernardo Silva și Rafael Leão. Am intrat în următoarea simulare, hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Primul meci versus Cehia, se pare că se termină 1-0 pentru Portugalia, marchează Diogo Jota. Versus Turcia, se pare că se termină 1-0 pentru Turcia, marchează doar Arda Güler. Iar versus Georgia, se pare că se termină egalitate, dar nu știu dacă am trecut mai departe, s-ar putea. Se pare că marchează doar Bernardo Silva. Și se pare că am reușit să trecem mai departe, însă pe locul 2, Turcia cu 9 puncte, însă dăm din nou de Franța. Wow! Și se pare că Bernardo are roșu. Pe bune! O să-l băgăm pe... João Félix, de ce nu? Hai să-l băgăm pe João Félix. Punem pe Conseil sau aici și cam aia. Îi dăm un quick sim și hai să ne câștigăm și se pare că... da, ne bate Franța cu 2-1, marchează dubla Mbappé și la noi marchează doar João Félix în minutul 1. Din nou, din păcate, suntem scoși în round of 16. Din nou de către Franța. Intrat în următoarea simulare, îi dăm direct meciul versus cei la Cehia, hai să ne reușim să câștigăm și se pare că îi batem cu 2-0, marchează João Cancelo și Pepe. În meciul versus Turcia se pare că îi batem cu 3-1. Marchează Diogo Jota, Ronaldo și Diogo Jota. Iar meciul versus Georgia se pare că se termină 2-1. Reușim să-i batem și pe ei, Diogo Jota marchează și Bruno Fernandes. Reușim de data asta să terminăm grupa pe locul 1 cu 9 puncte. Hai să-i totuși, pentru că avem meci versus cei de la Ungaria, un meci destul de greu, îi dăm quick sim și se pare că ne bat cu 1-0. Am intrat în următoarea simulare, hai să ne reușim să câștigăm. Îi dăm sim la primul meci cu Cehia și se pare că se termină 3-2. Ronaldo marchează dubla și Rafael Leão marchează. Meciul versus Turcia, hai să ne reușim și se pare că reușim cu 2-0. Bernardo
și Palinia marchează. Iar meciul vs Georgia se pare că se termină 3-1 pentru Portugalia. Marchează Rafael Leao, Ronaldo și Palinia. Din nou termină în grupa pe locul 1 cu 9 puncte, iar următorul meci în round of 6 este destul de ușor contra acela Danemarca. Putem să-i batem destul de ușor, dăm cu Exim și se pare că îi batem cu 2-1. Bernardo marchează de 2 ori. Iar următorul meci este în quarterfinals versus cei de la Austria, un meci destul de ușor, cred, însă Bernardo Silva nu va intra în meci, va intra însă João Félix. Hai să reușim să câștigăm și se pare că nu reușim să ne bate Austria cu 2-1. Data asta se pare că suntem scoși în quarterfinals de Austria. Am intrat în următoarea simulare, hai să vedem că data asta reușim să câștigăm. Primul meci versus Cehia se pare că se termină la egalitate 2-2, în schimb Ronaldo de 2 ori se pare, iar meciul contra acela Turcia se pare că se termină 5-1. Ronaldo se pare că marchează hat-trick-ul și se pare că Bruno Fernandes marchează și el. Și se pare că meciul contra cei de la Georgia se termină 1-0. Marchează Diogo Jota, câștigă Portugalia. Și câștigă Portugalia. E bine, o grupă destul de bună. Rămân pe locul 1 cu 8 goluri și 7 puncte. Clar la goluri este acolo Ronaldo cu 5 goluri. Iar următorul meci în round of 6 se pare că îl vom juca versus și la Croația. Hai să vedem ce se întâmplă. Și se pare că reușim să câștigăm cu 4-1. Rafael Leao marchează dubla, însă și Ronaldo marchează dubla. Următorul meci este contra Gira Franța, un meci efectiv finala, asta e finala. Portugalia vs Franța este finala, nu știu cum să vă zic. Haideți să vedem dacă reușim să-i batem. Unde se pare că reușim să batem cu 2-1, Kylian Mbappé marchează, însă marchează Cristiano Ronaldo și Bruno Fernandes. Trecem mai departe. Următorul meci este contra Gira Spania în semifinală, un meci efectiv important, foarte, foarte important, pentru că dacă reușim să o batem, trecem în finală. Hai să dacă reușim, și se pare că reușim. Reușim în semifinal să câștigăm cu 3-2. O batem pe Spania, marchează dubla Ronaldo și Bernardo Silva. Incredibil, incredibil. Reușim să ajungem în finală. Și se pare că finala vom juca versus cei de la Italia. Wow, chiar nu mă așteptam să ajung în finală Italia. Se pare că Ronaldo cu 10 goluri este top marcator acolo, este imposibil să mai treacă cineva. Ronaldo a cărat Portugalia. Noi desigur că îi vom da un sim match cu Tactical View pentru că vrem să vedem finala Euro. Așa că haide să intrăm match. E bine, și vedem trofeul, vedem că se pregătește aici jucătorii cu imnul, cu tot ce trebuie. Hai să vedem, începe finala Euro. Sper că reușește Portugalia să câștige. Iar acum hai să vedem aici pe Bruno Fernandes, continuă la Ronaldo, Ronaldo șutează însă apără Donnarumma. Ocazie pentru Portugalia, Diogo Jota trece foarte bine, pasă la Ronaldo, Ronaldo, ce face Ronaldo? Haide! Nu, what? Ce-a făcut Ronaldo acolo? Bruno Fernandes la balon, pasă bună la Diogo Jota, șutează însă apără Donnarumma. Lovitură de gol pentru Portugalia, hai să ne zicem unde centrare este la Pepe, Pepe cu capul, nu reușește apără Donnarumma. Foarte bine aici, Diogo Jota pasă la Rafael Leao, Rafael Leao pasă înapoi la Jota, haide Jota, haide, du-te Jota, șutează și marchează Diogo Jota, incredibil ce finesă a reușit Diogo Jota să marcheze, incredibil, iau-te cum se joacă pe joystick. Revedem faza, foarte bine aici, Diogo Jota își păstrează acum pătul, șutează fără nicio milă, fără nicio milă efectiv în plasa italienilor și face 1-0. Ocazie bună aici, minge la Ronaldo, Ronaldo pasează lui Diogo Jota, du-te Diogo Jota. Șutează însă în blocaj, ce păcat acolo. Acum Bernardo Silva, Bernardo Silva trece foarte bine și șutează, marchează, face 2-0. Incredibil, bine mă, bine mă. Ocazie destul de bună pentru italien, Di Lorenzo la balon, trece foarte bine. Poate să găsească o pasă la Pellegrini, șutează însă apără Diogo Costa, mă, bine mă Diogo Costa. Și se pare că este ultima fază, ok, este ultima fază. Hai să vedem, ultima fază din meci, un corner pentru Italia. Chiar dacă machează, o să termine 2-1, așa că hai să vedem, nu reușește, respinge Bernardo Silva și haide, minge la Ronaldo. Ronaldo a atins ultimul mingea. E clar, e clar, e clar, e clar. S-a terminat, a câștigat Portugalia. Nu scrie Ronaldo, dar asta este. Portugalia câștigă Euro. În sfârșit, Ronaldo poate să se retragă. Are 39 de ani, a completat ce a vrut el. E în afară de World Cup. Vedem acum o jucătoră cum urcă pe podium aici pentru că au reușit să câștige Euro. Asta e capitanul clar, ar trebui să fie Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va ridica trofeul Euro. Pune apoi Ronaldo. Haide Ronaldo, haide și haide, agită-l puțin și...
reușește Portugalia să câștige Euro din nou, împreună cu Cristiano Ronaldo. E bine, și aici putem vedea parcursul nostru. În Round 6 am întâlnit Croația, pe care am bătut-o cu 4-1. În quarterfinals am întâlnit Franța, pe care am bătut-o cu 2-1. În semifinale întâlnim Spania, pe care o scoatem cu 3-2, foarte, foarte aproape. Iar finala reușim să o câștigăm cu 2-0 versus Italia. A durat ceva, nu știu câte. Voi știți exact câte simulări a durat până a câștigat Portugalia Euro. Este destul de greu totuși și în viața reală, deci nu mă aștept. Clar știm că favorita este Franța. Însă sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. I-a fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa!